Vreau să vă întreb, apropo de meciul cu CFR Cluj, ce șanse sunt să joace Boli contra foste echipe? Ce să joace Boli? Boli. Nu știu, el era fost accidentat, era în refacere, chiar nu știu, nici n-am vorbit. Vă dați seama, eu nici nu mai sunt la Botoșan și fotbal. La Botoșan sunt și altceva, nu la club. N-am ce să întreb acolo, dar de câte știu de acum câteva zile, erau șanse ca și Boli sau Sadicu să fie, știi, apt pentru jocul de... Nici nu știu măcar ce etape de șcănare dat lui Șeroni. A, lui Șeroni, da. Nu, eu vă întreb de Boli pentru că săptămâna trecută când am fost la Botoșan m-am văzut cu el, că chiar stătea în hotel cu noi și era în regulă, nu mai era accidentat, era... Nu. El cu siguranță... Era Fice, spunea, și după aia am rămas surprins că n-a fost nici măcar în lot cu FCSB-ul. Nu. N-ai cum să... Sunt absolut convins că are o problemă fizică și nici de cum. E un copil prea elegant și prea responsabil ca să se joace teatru, credeți-mă. Eu credeam că ați avut poate o înțelegere cu domnul Becali să nu joace în meci cu FCSB dacă tot se redeschid pistele. Da. Păi atunci era interesant să joace. Nu, că e băiat corect. Să joace. Da. Să nu joace ultimul meci, dar primul meci să joace, adică să joace cu CFR, să am o echipă solidă, să fac măcar un egal ca să fie un avantaj pentru urmăritoare, dar nu. Mă Boli un tip, un copil excepțional, a jucat la mine, a avut un alt contract, adică până în vară, acum la șansă îmi poate cu altcineva, iar dacă va vrea să plece la Botoșani, n-am vorbit treaba asta cu el, și nu vorbesc, eu vorbesc de președintele, eu o să fiu de acord și dau drumul, niște condiții ușor de acceptat de toată lumea. Adică câte bidoane de iaurt? Asta e cuvântul meu, nu îl las. Păi al dumneavoastră, de-aia l-am întrebat. Bidoane de iaurt. Da, sunt șanse de să se facă un transfer pe axa, încă un transfer pe axa Botoșan-FCSB, numitul Boli, în această iarnă, nu? Doamne, sunt șanse, mă văd ce mă bătuși când spate a doua, ați dat seama, grăzdator.